Maria, ce faci? Ce faci aici? Nu ți-am zis să evităm întrevederile? Ba da, da, nu pot să stau fără tine. Și știu că te-ai supărat pe mine pentru că am fost așa puțin insistentă cu privire la informațiile alea despre alianță și cu mormântarea. Și vreau să-mi cer scuze și să știi că ți-am adus un cadou ca să te împac. Dar știi că nu putem astăzi, am zis că... Dar ce cadou? Mănesc unul care să mă facă să mă gândesc în permanență la tine. Uite, fii atent. Ia să văd. Ta-da! Hai că-i drăguță. Wow, ce drăguț e. E, dar cred că ăsta mă face să mă gândesc mai mult la Dalia decât la tine, că e... N-are nimic, măcar așa o să-ți aduci aminte că stă mereu cu ochii pe tine, că știi că ne spionează la greu. Simpatica mea. Exact ce ziceam. Păi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai aveți vreo adăugire la articol, nu ezitați să mă contactați. Da? Vă stau la dispoziție. Okay, okay. Mulțumesc frumos. Bună. Pa! Nemaipomenită gluma. Ce-mi place, da. Exact. Ce-ai, dragă? Ce-ai? Uite, asta e dovada că nu pot să fac nimic fără tine, că mă gândesc tot timpul la tine, poftim. Putem trece la lucruri serioase? Mâine începe forumul ECO 2020. Ăsta e la cu protecția mediului? Exact. Poftiți tematica discuțiilor. Auzi, dar nu vrei să mergi tu? Că tu știi sigur ce scrie în el. Că eu până-l citesc, îți dai seama că trece forumul. Plus că tu ești mai interesată de această tematică, pentru că albinuțele sunt cele mai afectate de poluare, dacă mă înțelegi. Super! Vă pregătiți să deveniți și comediantul poporului sau ce? Exact! Că doar comedia salvează România de secole. Fii atent aici, interpretare. To be or not to be. Înțelegi? To buzz. Este, eu am fost zero, tu pune X. Nu pun nimic, că la asta mă bați. Dacă vrei cu mișcare, leapta. Hai mă, Chio, că cu Matescu te joci X și zero. Păi da, dar el e mai prost ca mine. Adică ești deșteaptă? Nu că ești mai deșteaptă, dar preferăm să facem mișcare, dragă. Adineauri, am fost informat că s-a furat cățelul doamnei Rizescu. Nu patraulio. O bijuterie de colecție în valoare de 80.000 de euro, care era expusă la Muzeul Colecțiilor. Iar domn-ministru a zis că oferă recompensă de 10% din valoarea ei pentru cei care o recuperează. Wow. Păi 10% din 80.000 însemnează 800 de euro. Nici nu se merită diranjul. 800 înseamnă 1%, adică exact cât îți folosești tu din creieraș ca să gândești. Bănuiesc că acum vorbesc numai ca să nu latri. Gata, vă rog frumos să vă potoliți și să ne concentrăm pe caz. Că 8.000 de euro e o căruță de bani. Da, dacă ai căruță, l-ai convins. Păi... Propun să ducem câinile secției la locul furtului, ca să iau urma hoților. Hai că poate te muști de pe regată, mă, mai Danesule! Stai mereu, poți cuvinte, știți? Gata! Gata, vă potoliți, că dacă nu vă eutanasiți pe amândoi. Păi nu vezi, bre, cum mârie, cum... Băi, repede puneți mâna pe treabă, că vin ăia de la alte secții și ne umflă potul. Yes, 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 yes! Am aflat unde se află bijuteria. De unde? La un informator, dar meu, mi-a zis cine a furat-o. Fă-mi rost urgent un mandat d-intrare de percheziție ca să o recuperez. Hai! Măi, Ilarie, în perioada asta judecătorii sunt extrem de solicitați. Practic nici nu mai există ideea de repede, înțelegi? Trebuie să ne mișcăm cu viteza fulgerului, că altfel să pierde urma bijuteriei. Bre, ratăm fraglantul. Hai, perfect, dreptate, chiar trebuie să ne mișcăm repede. E chiar o ipoteză de luat în calcul. E o ipoteză? Exact. Bă, ce fac? Uite! Tu mă iei la mișcă, ca să-l pierd, să nu încasezi o recompensă că te joacă în picioare. Ghiere, potrește! Păi, dar nu mă nebunești de cap. Termină, bă, că nu depinde de mine, mă, depinde de judecător.
Dar, pentru un procent motivant din recompensă, pot să-ți fac eu, mă, un mandat fictiv în locul celui original. Și dacă sună cineva să mă întrebe ce și cum, îi dau numărul mandatului fictiv. Ce hienă ești, ce hienă! 10%! Oh, puțin, prietene, foarte puțin. La cât risc eu, e extrem de puțin, zic. Și cam cât ai vrea, fomistule? Păi luând în calcul și felul urât în care îmi vorbești, pasibil de amendă, dar închid ochii... Să dea, domnule. Adică doar suntem parteneri de business, ne așa? Eu zic că un 50-50 ar fi rezonabil. 20%. Niciun procent în plus. 40%. Că tu m-ai făcut hienă. Și hiena când apucă, apucă. Hai, fuguța, că timpul trece și trece și flagrantul. Taci! Tac, tic, tac, tic, tac, tic, fugi! Păi unde să fug, mai face ca bomba și dă fragra ăla, cidula. E, e ca și făcută, tu du-te! Nu, no, nebunule, nu acolo că știi că nu place. Nu acolo că știi că nu, nu acolo că știi că nu-mi place. Mi-a plăcut. Cu limba. Da? Emma, vezi că trebuie să dai o declarație la Ministerul Mediului. Dar ce ai pățit? Nimic. Cum nimic? Că am auzit geamă tu. Mă, tu ești cu Hasan? Nu, am ce multe durere. Dacă e una din zilele alea, știi tu, adică stai seama că n-am ce să fac cu Hasan, că nu mă simt bine. Crezi că poți să o trimiți pe Albinuța? Bine, o să vorbesc eu cu ea. Hai, pa! Super! Stai, mă, așteaptă-mă și pe mine! Las că vii tu după! Să vină banii, să vină banii la băieți, să vină banii! Oh, Ilarie, drăguțule! Mă, nu mai fi așa plouat, mă, că împarți banii cu un prieten, nu cu un străin, mă, colegul tău de cameră, prieten de-o viață! Și tu ești tot plouat, unde dracu i-ai pus? Împart un rat, împart nimic, armicuță! Chiorete! Chiorete, fii atent că înțelegerea e înțelegere. Și tu trebuie să o respecti, pentru că altfel îți pierzi onoarea. Și tu ești un militar. Și un militar ține la onoarea lui. Dacă și-o pierde, e ca și cum ar dezerta. Împart un rat, că și că fiindcă n-am luat mica în micuța, bre, n-am reușit să găsesc bijuteria, băgaua și măsa. Ori pontul a fost fals, ori scârba aia de borfașca a ascuns-o atât de bine, că n-am divuit-o, bre. Păi și de ce nu l-ai arestat? Că-l jucam în bastoane aici la secție de spunea și bijuteria avea măsa când îi dădea să sugă. Să ne restez, bre! Pă ce temei? Că n-aveam nimic legal la mână. După aia urla presa și televiziunile și ziarele și uie și dragi bărțați să ne piaptene că suntem torționari. Pă ce să... Că ăla, știi că se pricepea și la legislativ? Mi-a zis niște paragrafe, niște... M-a lăsat crăcănat, îți spun. Zice, mie să înscrii pe procesul verbal ca cine la adres nu s-a găsit nimica ilegal. Ia că-ți mă pantalonii jos puțin. De ce vrei? Mă, păi citi papion? Ce e un acord? Să citești la piele goală sau care e? Doamna Albinuța! Doamna Dalia! Asta e Albinuța pe care trebuie să o duc. Cum mi-a trecut acu pe la ureche. Cine dragi de mine zici, mă? Da, vă rog. Hai, salut, Gabure. Ia zi, mă, știi cu cine vorbești? Nu. Dacă nu știi, zic eu, sunt ăla pe care l-ai percheziționat tu mai devreme și i-ai stricat toate șustele absolut degeaba.
Și ghiți ce, acum mă evită toți tovarșii. Îmi zic că sunt mână-mână cu voi, că am devenit ciripiritor din ăla. He, asta e, mă, când ești borfaș, mai și caz. Victimă colaterală. Deh, riscurile meserii. A, da? Dar vezi că nici tu nu primești recompensa aia 2000 de euro. Țeapă, tablagiule. He, asta e. A, ia stai, mă, ai ceva să-mi zici? Vulpe bătrână, hai că nu ești chiar așa milițian cum păreai la percheziție. Ia zi tu, frumușelule, cât îmi dai să-ți dau bijuteria ca să-i recompens? 10 ani, că n-am glume cu țeparii. Alo, tocmai zisem că nu ești milițian, dar se pare că m-am înșelat. Auzi, mă, dar de ce mi-ai da 1000 pe mărunțiși dacă tot o ai tu? De ce n-o vinzi tu să iei tot bănetul ăla mult? Pentru că nu mai vrea nimeni să lucreze cu mine. Bă, Chiorete, tu ești de vap surzete? Zi, mă, te mai gândești? Uite, îmi dai 2000 de coco și ți-o dau pe loc. În fond, de ce nu? Fac și bani și palmares. Și o să scrie toată presa de mine. O să ajung chiar la panou de onoare. Hai că o să ajungi pe prima pagina tuturor ziarilor. Ba chiar și la panou de onoare. Nu știu. 1500. Că nu mi-ai dat-o de prima și dată. Mi-am și stricat imaginea din cauza ta, da? Bine, dar îmi dai 1000 în avans și 500 la predare. Te predai? La predarea bijuteriei milițiene. Bă, știi ceva? N-ar trebui să-ți fac niciun discount, că mi-ai dat daună cerebrală. Ești prost rău de tot. Da. Acolo. Ce ai venit? S-a pus în gât? Cred că am făcut părți. Am stat pe burtică. Deci astea sunt durerile alea. Durerile facerii. Durerile facerii de minciuni. Să știi că mi-au trecut. Și acum făceam flotări să... A fost alarmă falsă. Da, lasă-mă. Ai intrat la menopauză sau ce? Dozi, Doamne ferește! Nu. Doamne ferește să nu ajungi la conferința de presă. Că o să iasă Dita mai scandalul. Nu cred că vrei să-i pui președintelui presa în cap. Da, mergeam oricum, oricât mi-ar fi fost de rău, dar a înțeles pupăză greșit. Eu acum chem taxi. Nu-i nevoie de niciun taxi, că vine Șoi Mărescu, te duce el. Prefer taxi, că ăla îmi face capul mare cu glumele lui seci și ajung gata obosită. Da. Hai! Opa, ce avem noi acolo? Păi n-ai zis Buratino că n-ai găsit-o? Păi n-am găsit-o, bre, atunci. Numai că pormul eu mi-am amintit că n-am făcut percheziție la closet și m-am întors. Mm-hmm. Closet? Closet. A? Da, cam de rahat explicația, da, o înghit. Asta e. Auzi, dar de ce n-ai arestat și hoțul dacă tot ai găsit-o? Că și că fiindcă nu era acasă, bre, îți dai seama, hoțul nu șa de acasă. Mi-a deschis gagică sa. Mă rog, hai cu înghit și pe asta. Când îmi dai banii? Care bani? Păi îți dau botul și pișcotul, bre. Vezi că o bijuteria n-a recuperat-o cum am dat-o emis de matale. Eu m-am dus pormă, da? Te-ai dus pe urmă? Da. Bravo, mă, și de ce crezi tu că ți-a deschis gagica sa, mă? Ia zi. Că-ți frumușel foc. Și pe lângă asta? Pentru că a crezut că ai venit cu mandat, milițiene, de-aia ți-a deschis. Dar dacă tu nu-ți respecti înțelegerea, eu o să mă duc și o să-i spun tipei că ai venit cu mandat fals. Și pe urmă vezi tu cum te descurci cu șef. Ha! Nu ține frăjeala, bre!
Căci că fiindcă știu că între timp a venit mandatul ăla adevărat, a venit de la judecător semnat chiar de mănușița lui. Deci sunt coperit total, da? Știi prost, Fiorete. Exact cum ești tu în clipa asta. Ha! Ah, bă, eu am anulat cererea pentru mandat. Pentru că dacă am văzut că n-ai găsit-o, am zis să nu intrăm peste oameni așa tamnisam să ne facem de rahat. Deci, ori te duci să încasezi recompensa și îmi dai partea mea, ori duci bijuteria înapoi. Ce ți-alegi? Păi, ce mai... Hiena. Mai bine decât papagal. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Dacă vreți, vă zic și un banc până vine vedeta conferinței. Vreți? Să mai încingem puțin atmosfera, ca spectacole. Warm-up, îi zice. Sună telefon. Alo? Greșeală? Nu. Ce cauți aici? Nu, nu, eu probă de nimic căpăt. 2-10? 2-10? În total 24. Bă, da, bă. Greu vă pică fisa. Doamna Cucu, puteți să începem? Da, sigur. Ne puteți spune și nouă simbolistica acelei albine de pe pupitru? Se referă cumva la doamna Dalia Stoparu? Oh, nu, 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 nu. Reprezintă un... De fapt, este un semnal de alarmă, un mesaj de protest al apicultorilor împotriva deșeurilor toxice care extermină albinuțele. Asta e. Oh, da. Ce drăguț. Da. Puteți să lăsați pe domnul să vorbească, că e mai haios un pic. Ce simpatic. La ce televiziune ați lucrat până azi? Da, o zi bună. Ce bine am dormit, bă! Chiorete! Da! Chiorete, ridică-te repede! Chiorete, ne-au spart casa, Chiorete! Da! Hai că te bag în moșta, bre, că ne-am chef de Caterinca la ora asta, de viu nopți! Chiorete, ridică-te, mă, scoală-te, că e adevărat, uite! Ușa-i crăpată, e deschisă, e... E straordin! Vai, ce tufel de borfași, bre! Exact! Exact! Dar ce să fure de la noi, mă? Bijuteria! Ne-a furat bijuteria, bre! Dar cine putea să știe că într-o garsonieră amărâtă e o bijuterie care valorează mai mult decât casa, zici? Mă tare! Hoțul a fost! Hoțul? Hoțul a venit și și-a recuperat bijuteria. Dă repede telefonul să-l dau în urmărire generală. Nu! Nu, de ce? Nu, nici într-un caz o să afle toată poliția și o să plece pe urmele lui. Deci, ciuciu recompensă. Corect. Nu-i alții. Corect, corect. Mă duc eu după el. Mă duc după el, intru peste el. Tu! Nu! Nu te duce, te faci de râs, că n-ai mandat, ai uitat. Am! Am, că tocmai a venit ăla de la judecător. Păi n-ai zis că l-ai anulat? Păi am mințit, cum ai mințit și tu. Doar îl puneam pe omul ăla să muncească degeaba. Zicea că fac mișto de el. Hai că-i fug. Nici mai mă îmbrac. Nici nimic, hai drept. Iar mi-au intrat la apă.
Bravo, Emma! Bă, genială ideea cu albinuța! A, ce să fac? Mai am și scăpări de-astea geniale. Nu pot să fiu mediocră mereu. Da, te-a ajutat și albinuța mea. Hai, dă-mi eu că e primită de la... Știm de la cine. De la infantilul ăla de Arnold. Că e fan filme și asta e albinuța aia din B-movie. Da, sigur că da. De, asta e pasiunea omului, filmele. Așa că nu-l mai judecați. Dulce ești, brăscuță dragă, o la la și pic, pic, pic. Prost ești, Matie. Să trăiți? Ai găsit ceva, bre? Nu. Bre, o fi ascuns un șcurger la sifonul de pardoseală al dracu. Nu fi trist, bre, nu fi trist, că îl dibuim. Dar nu sunt trist, bă, Chioret. Nu? Nu, sunt chiar vesel. Că am confiscat o mulțime de bunuri pentru care n-avea acte de proveniență. Avea calculatoare o grămadă. Avea blănuri. Avea... Și două gonflabile. Le-am acolo, mă duc să le inventariez un pic. Pe gonflabile. Da? Păi așa n-a fost înțelegerea, Gabore? Ți-ai trimis colegul să-mi confiște mie toată casa ca să te răzbun că ți-am cerut bani? Păi nu l-am trimis eu. A venit el sângurel. Serios? Păi uite ce. O să vii și tu tot singur să-mi dai înapoi bijuteria. Că ce crezi? M-am răzgândit. Vreau să o plasez eu. Și să dea naiba, să nu vii. Că am înregistrat discuția cu tine când m-ai mitui să ți-o dau. Și o să-mi fus pușcăria, bă. Bă, ce faci? Ce-ai spre? Ce-a să nu încasezi? Eu recoperi asta! Ce-ai de făcut? Bă, tu faci spre casă! Ca să nu încasezi la recompensa! Ce-ai te potolește-te! De ce râzi? Păi tu râzi că te-ai la casă! Dar n-am râs!